pornit, s-a pornit. Nu că e vineri și riscăm să avem și probleme tehnice. Nu că nu le-am avea pe ale noastre. Salutare, salutare, scumpi și dragi colegi de relaxare. A venit și vinerea. Am așteptat-o atât de mult și mă bucur că sunteți alături de mine. Mulțumesc frumos pentru că v-ați înscris pe canalul meu de YouTube. Mulțumesc pentru că spuneți lumea, anunțați, bă, iar o pus nebunul ăla de bendea ceva. Mulțumesc frumos. Stăm aici, povestim. Eu dau cu gura, voi scrieți la comentarii. Ne înțelegem, punem țara la cale. Astfel reușim să mai respirăm, să mai ieșim din zgura asta care ni s-a depus pe suflete. Da, este vineri și din păcate nu putem să mergem la un restaurant undeva. Ni s-a refuzat pasul 4 de relaxare. Bă, relaxarea în pandemie la noi, la români, e ca elasticul la chiloți. Tot tragi câte un pic, tot tragi câte un pic și poc! La urmă se rupe. Că nu, ce să facem? Dacă nu respectăm regulile minime, nu ne lasă ăștia să facem ce dorim. Și vorba aia s-a dus jumătate de an. Nici noi nu știm unde s-au dus aceste 6 luni. Mai sunt 2-3 luni de vară și după aia iar în hibernare. Vai și amar de capul nostru. Acum un pic să ne simțim bine, că e perioada estivală, nu-i așa? Nu-i așa? E, ce să facem? Respectăm și noi cum putem și ce putem. Sunt 3 reguli de bază, da? Cele 3 reguli de bază. Să evităm aglomerațiile, să purtăm mască în spații închise și să ne spălăm pe mâini. Nu, e greu să facem lucrurile astea. Vorba domnului Rafila, trebuie să devină parte din lucrurile uzuale pe care le facem. Regulile astea 3. Spălatul pe mâini. Apoi te-ai spălat pe mâini dimineață, te mai speli odată înainte de masă la prânz, dar seara iară trebuie să mă spăl. Dar de ce am prins? Că nu m-am murdărit de nimic. Spălați-vă pe mâini. Și președintele Iohannis a zis să ne spălăm pe mâini. Pe principiul clasei politice. Ei se spală pe mâini de tot. Și mai ales de noi. Să purtăm mască. Nu e greu. Știu că riscăm să ajungem cu operculele mari. Să ajungem ca Tudor Meleșcanu, Teodor Meleșcanu, la urechi, nu la minte. Că noi suntem cinstiți și corecți, nu ca el, da? O punem, punem masca, o tragem până aici frumos, pufnim behăim, mai tragem o înjurătură, dar o ținem pe figură, că ne ajută. Mai văd și câte un magazin de ăsta, în câte un ABC, eu cu vânzătoarea avem mască. Intră unul, își bagă capul în tricou, zici că e pe vremuri la club și e rău și vrea să borască. No, hai că-l înțeleg. Mai vine și câte un cetățean mai în vârstă, are mască la el, are săracul mască pe figură, dar aici sub nas. Adică așa, no, am mască, dar un pic te sfidez. Ca și când ai trage prezervativul numai pe și... Dacă așa e regula, de ce să nu o folosim? Că e spre binele nostru, să nu mai vină și a treia cocoașă din valul 1, că dacă vine și valul 2, la revedere, drum bun, ne-o ras, definitiv, economic, social, mental, psihic. Să stăm un pic cu minți. Știu că e weekend, știu că am vrea să dăm afară, să dăm drum afară la animalul din noi. Dar un pic, un pic să ne concentrăm. Să evităm aglomerațiile, da? Și când ieși să plătești la o casă de marcat, când aștepți autobuzul, mă, așa e românul. Dacă nu ți se bagă un pic să sufle în ceafă, nu se simte bine. 1,5 metri, 2. Ne facem cu mâna dacă recunoaștem pe cineva, nu mergem. Îți suflă în ceafă și ar sta acolo lângă urechea ta să mai afle ceva, să mai... Că așa e la noi. Da? Deci ne spălăm pe mâini, evităm aglomerațiile, și purtăm mască în spațiile închise, da? Dar voi o să mergeți la mare. Eu nu mă pretind milionare, am aici, la mare. Încă 3.000 de euro veți sparge la Mamaia, nu? Sau ieșiți în natură. E bine. E frumos și în natură să mergeți, dar cu grijă. Cu grijă și nu distrugeți ce ne-a mai rămas din natură, da? Deci dacă ieșiți într-un parc, într-o rezervație frumoasă, nu luați ca doamna aia netremnică, ați văzut-o, nu? Cu o tufă de bujori sălbatici. Bujori, nu-i așa, care sunt specie protejată. O luat madame o tufă cu rădăcină cu tot și tufă în răgu. Tufă în răgu. Ce-o făcut cu ea? O uscat-o să-și facă ceai și-o pus poză pe Facebook. De ce? De ce nu putem să admirăm? Bernard Shaw zicea că era întrebat, zice, maestre, iubiți copiii? Zice, iubesc și copiii, dar florile? Zice, iubesc și florile, dar nu le tai capul cu foarfe ca să le pun într-o vază.
Dacă așa i-a lăsat Dumnezeu, dacă așa s-au născut ei în natură, bujorii, narcisele, alte flori splendide, buruienile, nu contează, le tragem o poză, le admirăm. De ce să le scoatem din habitatul lor, să le ducem, să le punem la noi în ghiveci, să-l vadă vecinii că avem bujor românesc în geamul nostru de termopan? Nici nu rezistă. Ei rezistă în condițiile alea unde s-au născut. Nu îi poți transplanta și implanta că nu ești lucan. Da. Și la platou Bucegi, weekendul trecut ați văzut, șarpele la mare de mașini, că nu mai era loc pe drum și s-au oprit oamenii. Au tras acolo, tot în aria protejată. Au tras acolo pe stânga, pe dreapta. Au scos mâncării ca să rămână. Trebuie să salutăm că mai avem și public real, nu numai pe virtual. Mai trece câte o doamnă, câte o domnișoară, câte un copil. Trebuie să-i saluți. Că mă văd când fac înregistrarea și după aia îmi bat obrazul. Ești cu capul în ale tale. Nu mai saluți lumea. Te-ai făcut și tu YouTuber. M-a făcut mama YouTuber și îs mai șmecher ca fluber. Nu contează. Deci, să revenim, da? Dacă mergeți și aia tot aria protejată în platoul Bucegilor, nu lăsați mașina în drum, în marginea drumului, nu puneți frâne, nu poluați, nu, un pic să fim mai atenți cu natura. Știu, nimeni nu ne dă exemplu bun. Începând de sus până jos, dacă am putea să facem pentru noi, dacă am putea să luăm și să nu mă vadă, dacă nu... Nu, comuniștii ne-au deformat coloana vertebrală. Noi eram un popor ok, un popor, cum să zic, un popor care știa să-și apere valorile și lupta pentru ele. Ne-au tâmpit comuniștii, asta e, ne-au tâmpit comuniștii. Dar haide să reușim, ați văzut? Repet, Shelley a luat 9,60 la bac, bravo lui. Omul ăsta, că e om deja acum, că și-a dat bacul, are examenul maturității, da? De pe mintea lui, vorba lui Nichita, de pe sabia ei și-a făcut atâția bănuți din care își ajută familia, din care trăiește, se simte bine și influențează o generație, da? Deci să dăm credit tinerilor și să nu rămânem în marasmul ăsta în care am fost obișnuiți. Să ieșim așa ca bujorii românești. Sau tot weekendul trecut, imagini de alea foarte urâte din rezervația biosferei de la Delta Dunării. Numai peturi, numai ambalaje, băi, zici că au fost gunoaie, nu oameni acolo. Și de fapt a fost gunoaie, nu oameni. Că un om cu scaun la cap n-ar face așa ceva, așa faceți și voi în casele voastre, nu. Așa... Cum ne place să trăim în casa noastră? Să ne placă să trăim și în natură, că atâta ne-a mai rămas. Nu vedeți că totul e poluat, falsificat, plastifiat? Mai avem un pic de natură aici. Vin străinii și se uită, își fac cruce și aia care s-a tei. Nu le vine să creadă câtă pădure virgină mai avem. În condițiile în care au fost. Specii protejate, natură, libertate, aer frumos. Și noi punem petul, punem badogul, punem... Astăzi este și ziua internațională, da? A renunțării la plasa de plastic. Așa că o să punem și noi în ce avem, în plase de hârtie. Mai aveți desagi? Eu am. Mi-a lăsat buna fiertată moștenire o desagă. Acum aș fi cam hipster să ies eu în oraș cu ochelari de soare și cu desaga să mă duc la cumpărături, dar n-ar fi exclus. Numai că e cald, cod de caniculă și, da, e o idee. Avem unde să ne punem cumpărăturile. Nu trebuie să luăm atâta plastic. Ne plastifiem de nu ne mai recunoaște. Mulțumesc că m-ați ascultat și azi. Vorba fostului paroh din comuna natală. V-am pus la suflet câte ceva. Aștept părerile voastre în comentarii. Și nu uitați că e weekend. Puneți play all la videourile lui Bendea de peste săptămână. Mai auzim ceva. Mai tresărim la ceva, vă mai aduceți aminte și imediat îmi scrieți comentariu și revenim la așa, la ceea ce ați zis voi, într-un video următor. Că din fericire încă zilele nu ne intră în sac. Încă mai putem comunica aici, mai putem vorbi, ne mai putem ține de vorbă unii pe alții. Un weekend plăcut vă doresc. Zilele libere care vi se afișează în față, să vi le umpleți într-un mod cât mai plăcut, pentru că meritați, că știu că ați avut o săptămână grea, știu că au fost nervi, au fost scandaluri, mici conflicte, mici tensiuni, dar trebuie să le depășim, să ne reîncărcăm bateriile
și de luni să ne vedem cu bine aici sau oriunde ne-am întâlnit. Nicu Bendea vă salută. Și închide și filmarea. Zici că am degete de plastic. Nu mă mai recunoaște tactilul, domnule. Pac. Dă o supărare, nici așa. Hai să încerc așa. Mai ardelenește. No, hai, închide.